Voi citi din Ioan, din capitolul 11, de la versetul 21 și 22. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Am avut în viață câteva momente în care, în momentul unei încercări sau unei căutări disperate, să simt că Dumnezeu întârzie. Mi-aduc aminte de câteva ori în gândul meu am avut așa o senzație puternică că a întârziat Dumnezeu să-mi răspundă. Și vă dau și câteva exemple. Mi-aduc aminte că odată căutam disperat să-mi iau o mașină. Trebuia să-mi cumpăr o mașină, că nu mai aveam. Locuiam în Statele Unite și aveam nevoie de o mașină mai mare. Și am găsit una și tot am ezitat. M-am rugat, încă n-am avut așa o liniște de plină, dar într-un moment am spus, totuși încerc. Și când am încercat să-l sun pe proprietar, mi-a spus, tocmai am vândut-o, chiar acum vin de la cotare. Și am zis, într-un alt moment din viață căutam să-mi cumpăr ceva, un apartament, un teren, și am sunat, disperat, căutam, te rog, poți să mă ajuți, tocmai am vândut ceva ce ți s-ar fi potrivit, nu mai am nimic acum. Și am ajuns să, înăuntru meu, să aud așa o voce care să spună, vezi, iar a întârziat Dumnezeu. Și în viață apar momente în care avem senzația că Dumnezeu întârzie. Și facem o rugăciune ca a Martei și Maria, la versetul 32, se roagă exact la fel, spune versetul 32 în același capitol. Maria, când a ajuns unde era Iisus, l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Trăim spunea cineva, între doi tâlhari. Privim înspre trecut și spunem, aici ar fi fost altfel dacă intervenea Dumnezeu. În viitor privim cu frică și nu știm cum va lucra Dumnezeu. Și avem teama asta, dar de foarte multe ori, uitându-ne în urmă, creștini fiind, iubiți de Dumnezeu, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la începutul capitolului 11, în versetul 5, și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Vă întreb eu, vă simțiți iubiți de Dumnezeu? Suntem iubiți de Dumnezeu. Ar putea să spună cineva că nu este așa cum și Marta și Maria și Lazar au fost iubiți, că nu simțim dragostea lui Dumnezeu. O simțim. Și o simțim din plin. Dumnezeu a fost bun cu noi. Și totuși, spune aici, când au auzit că Lazar este bolnav, când a auzit Iisus că Lazar este bolnav, versetul 6, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Foarte interesant, în versetul 15, tot Iisus spune, dar citesc din 14, atunci Iisus le-a răspuns pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo. Vă întreb eu, când Dumnezeu ne iubește, îi spune că avem o problemă, ne rugăm și El spune că, deși îl iubea, a auzit că e bolnav, că are o problemă, a mai zăbovit. Și mai mult spune că mă și bucur că n-am fost acolo. Adică parcă găsește Dumnezeu plăcere în această zăbavă, să spun așa. Și totuși Dumnezeu ne lasă în această situație și aici am vrut să ajung cu rugăciunea mea. Întrebarea mea este, atunci când ajungem în situații grele și avem în biserică cazuri de boală grele, în care numai Dumnezeu poate să intervină. Și pentru aceste cauze aș vrea să mă rog. Și mama mea a fost bolnavă într-un mod foarte dureros. Am stat în jurul ei, am văzut durerea. Mi-aduc aminte într-o noapte, în perioada bolii, a căzut din pat. Nu mai putea să umble. La două noapte m-am trezit, mă întrebam, Doamne, dar de ce încădui acest lucru? O femeie care ne-a purtat pe braț atâția copii să cadă din picioare și să strige după ajutor în camera ei. M-am tulburat. Și Iisus spune aici în versetul mai jos, în versetul 33, Iisus când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Știți ce vreau să cred? Că Iisus zăbovește, Iisus ne iubește, Iisus caută sens în ceea ce ni se întâmplă, dar niciodată Iisus n-a fost să ne părăsească. Aș vrea să ne schimbăm rugăciunea, dacă cumva credem că în anumite situații Iisus ne-a părăsit. Pentru mine cel mai frumos cuvânt
care l-am găsit eu și mi l-am atribuit, mi l-am luat, mi l-am însușit, care l-am văzut că Iisus l-a spus ucenicilor înainte de plecare, a fost acest cuvânt. Și iată că eu sunt cu voi. Frați și surori, haideți în numele lui Iisus, bazați pe acest cuvânt, chiar dacă Dumnezeu zăbovește, să credem în iubirea Lui față de noi și să îndrăznim să cerem mai mult. Dumnezeu ne va asculta într-o zi. Suntem la începutul unei săptămâni grele. O săptămână de rugăciune nu este o săptămână de plimbare la biserică, ci o săptămână în care insistăm, poate pentru cauze la care așteptăm de mult răspuns. Aceasta este o luptă în Duhul Sfânt, o luptă stăruitoare pentru a primi niște răspunsuri. Bănuiesc că ne propune să fim ascultați în această săptămână. Ei bine, ca să fim ascultați, trebuie să înțelegem clar în mintea noastră că Iisus ne iubește. Iisus ne-a binecuvântat până aici. Chiar dacă în anumite situații zăbovește, chiar dacă în anumite situații în adins sau din adins ne lasă sau găsește sens în această zăbovire, vreau să vă spun la acest început de săptămână de rugăciune că Iisus Hristos nu ne-a părăsit niciodată și biserica Lui nu o va părăsi niciodată. Bazați pe acest cuvânt, aș dori să îndrăznim, dar când Dumnezeu vrea să lucreze, să lăsăm să facă. Să nu spunem ca Marta, Doamne, e prea târziu. Dumnezeu are metodele Lui și mi-am spus de multe ori, Doamne, ajută-mă să-mi reglez ceasul meu la ceasul Tău. Că s-ar putea ca ceasul Tău să fie la timp și a meu să meargă ori mai repede, ori mai târziu. Uneori vrem mai repede, când e ceasul cu două ore mai repede, sau cu două zile, sau cu două săptămâni mai repede ca ceasul lui Iisus. Și alte ori am constatat că îmi place să întârzi. Dacă Iisus spune, du-te acum cu tare, spui, Doamne, dacă vrei, lasă-mă pe mâine, pe poimâine. Haideți să ne punem ceasul nostru, înțelegerea noastră, la vremea lui Iisus Hristos, când El vrea să lucreze. Suntem într-o săptămână în care vrem să primim răspunsuri. Să știm, Iisus ne iubește, Iisus vrea să ne dea un răspuns, dar s-ar putea să aibă metoda Lui, timpul Lui. Și haideți să o facem cu toată inima, crezând că într-o zi vom proclama că Dumnezeu a ascultat rugăciunile acestei săptămâni. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului.